bineînțeles, mai apar, deci, oameni acolo, bineînțeles, că să nu spuneți la nimeni, nu spuneți la nimeni ce s-a întâmplat aici și că totul e secret, ar trebui să vă omorâm. Deci este un sacrificiu, deci, alți ofițeri de securitate au omorât un ofițer de securitate, însă se vedea oamenii aia nu prea păreau, nu prea aduceau ofițeri de securitate, echipa aia care se ochii de anchetă specială, îi spuneau lui tata, știi că ăsta e ca ofițerul ăsta care a murit atunci și îi spunea frumosul Mihai din Lipișeni. Cam asta e cazul, care a fost ucis pe Prut la începutul războiului cu gloanțe zburătoare în 1941, la începerea războiului. Mă uitam și eu din 41 până prin 69, erau de acum de vreo 28 de ani, nu prea păreau oamenii de cultură așa, în schimb îl știau cam pe tata. Și după asta alții spun, nu, doamne, lasă povestea, nu mai spune povestea omului, este un profesor de la Național, domne, care a fost ucis, dar nu se știe cum și e aici. Și matale ești profesor tot de matematică, e bine să părăsești zona asta cât mai repede. Cât mai repede și într-adevăr părăsim zona aia. Lumea nu înțelegea, unii credeau că pilotul e beat, părea beat un om, a fost beat și a fost beat, nu e o vânătoare de oameni, deci ducea spre familia Precupianu și spre universitate. Părăsim creasta, bineînțeles ajungem într-o zonă cu case pe acolo, repede vreau să dormim, că de acum eram obosiți, deci mersesem vreo 70 de kilometri și ne-am dus la postul de poliție, ăia ne făceau comuniști, ne-a zis, niște comuniști, nu vă putem da adăpost aici și domne, e bine să părăsiți, zona asta, să părăsiți alte minciuni, bineînțeles, sunteți comuniști, nu știu, aveți un văr în Comitetul Central. În 2040 din neamul vostru nu o să mai rămână nimic, spunea sectoristul de acolo care avea un fel de cabană mic, uite nici pe mine nu mă primesc aici să îmi fac un post de poliție și plecăm la vale, ajungem la șosea și mergem acolo, dăm peste un țăran din ăsta straniu care începe să ne ia cu niște discursul din ăstea încerc, cam așa le spunea, încerc sau în floare, că nu-i bine să venim, că și căutăm noi pe aici, că vrem să luăm petrolul, că suntem cu nord-americani, că aici nu-i bine să vii, că matale zici că ești anticomunist, va comunist, țăranul ăla ne știa foarte bine, și în mare spunea că noi am fi venit să luăm petrol pe acolo, să facem niște studii geodezice pentru nord-americani. Tata însă pleacă și rămânem noi, eu cu mama, și dintr-o dată vedem, vine o mașină neagră, tot cu niște oameni negru, pun un girofar, dar nu erau polițiști. Nu erau polițiști, se dădeau securiști.